Experiența dumneavoastră face ca cuvântul, slova dumneavoastră să fie de mare importanță pentru oameni. Reprezintă aici comunitatea Encourage People, o comunitate care și-a propus să încurajeze oamenii, să vândă experiența de viață a oamenilor, educație, iar cu profitul să-l reinvestească în educație. Suntem atât de preocupați de educație și vreau să vă întreb, cât a însemnat în economia vieții dumneavoastră faptul că vi s-a sădit sămânță de încredere și curaj? Ați primit încredere și curaj? De unde nu mă așteptam. Da, sigur da. Pentru că generația mea a fost crescută să fie supraviețuitoare. La libertatea de acum, supraviețuirea nu mai este un subiect și obiect de cunoaștere. Dar noi trebuia să supraviețuim și atunci am fost încurajați. Eu am ratat toate intrările în școli posibile. În clasa 1 am picat un examen de admitere la sport. Într-a 8-a n-am putut să merg la liceu militar. Am picat după aceea pentru facultate la ASE. De fiecare dată ai mei au fost lângă mine. Ei sunt motivele pentru care am putut merge mai departe. Cred că motivația e în subiectul preocupării tale ca atare. Le tot spun că fără Hristos ce să motivezi? Dacă nu crezi în Hristos, poți motiva cu toate prostiile din lume, dar nu stau în picioare. Fundamentele motivației vin din adâncul acesta al firii noastre umane. Omul nu poate fi demisionar la nesfârșit. Nu eu, dracu m-a pus, știi, cam așa. Trebuie să fim foarte atenți de fiecare dată că acolo e motivația, în propria noastră dezvoltare vocațională. Motivație, determinare. Naștem prunci. Pruncii au nevoie de educație. Până ajungem mari antreprenori sau mari oameni, au nevoie să li se sădească în suflet sămânță de încredere, curaj, drag de om, drag echilibru, de neag, echilibru, drag de țară. Cum găsim acest echilibru? Să evităm să-i facem carieriști, la carieră lucrează alții. Să învățăm să-și respecte darurile pe care Dumnezeu le-a pus în sufletul lor. E foarte important asta, pentru că într-o lume lipsită de vocații, ăsta e adevărul, vin toți nechemații să facă treaba vocațiilor. De ani se întâmplă tot felul de fracturi și atunci copilul văzut de mic ce poate să facă, trebuie încurajat, trebuie adus din spate, cum ziceau bătrânii. Trebuie să-i se dăruiască toate mijloacele necesare înfloririi lui personale. Copilul este o livadă, nu e un copac. Adică e un etos în care se dezvoltă, crește, își cunoaște puterile, dăruiește din puterile sale și trebuie încurajat să se joace. Adică... Și ascultați, părinte? Neapărat. Și lăsați să se joace. Lăsați copiii să se joace. E cel mai bun mecanism de creare a antreprenoriatului, este lăsați pe copii să se joace. Cum facem din har, dar, artă? Prin înțelegerea lucrurilor de la care Hristos ne-a spus să ne abținem ca să nu stricăm harul. Nu e un mare dar să te dezbraci pe scenă și să urli în jurături. E un mare dar când ești plătit să faci asta, să te abții și să mergi mai departe cu fruntea sus. A te păstra în minima moralia înseamnă de fapt a fi lipit de haina lui Hristos și ținându-te de el să mergi mai departe cu demnitate. Ne avem de dat înapoi copiilor români demnitatea de a fi copii. Care ni s-a furat. Am fost pionieri, șoi mei patriei, consumoliști în alte zone. Dar trebuie să reînvățăm că suntem copiii părinților noștri și ai țării noastre și ai pământului și a cerului deopotrivă. Pe care le dăm încă de acasă. Înainte de asta trebuie să le dăm părinților copiilor pe care vrem să-i educăm. Există o vorbă pe care a avut-o Badea Cărțanie consemnată ca atare, că un copil se crește cu 20 de ani înainte de nașterea lui prin creșterea părinților lui. Prin creșterea părinților lui. Da. Și asta nu-i parenting. Spuneam de mult, văzând multe abuzuri, pentru că le întâlnim zi de zi, că ca să ai copii, cred că ar trebui înainte de toate să mergi la școală și să obții o diplomă și să poți să știi cum să-ți... Da, și nu. Să știi că bunica, care era oarecum analfabetă și a avut-o foarte de tânără pe mama, a fost mai bună de educație decât mulți diplomați pe care astăzi scoatem pe bandă rulantă. Cred că trebuie să-i lăsăm pe oameni să ajute să vârșească naturalețea maternității și paternității. Autenticitate. Da. De acasă mi s-a spus să faci cu drag ceea ce faci și nu vei obosi niciodată. Uneori obosești și când faci cu drag. Dar e important ca după ce te odihnești să o iei iarăși de la capăt. Și să devii în fiecare zi mai bun decât ai fost ieri. Sau măcar să nu devii urăcios. Să nu devii urăcios. Pentru comunitatea noastră, Encourage People,
Dacă ar fi să ne dați un sfat nouă mamelor, pentru că mamele nasc prunci și cresc prunci deopotrivă, sfaturi sunt multe, dar ce ne-ați sfătui? Unde să rămân? Curaj. Curaj. Atât. Nu există nicio rețetă de încurajare, de fapt. Priviți către Maica Domnului, e mamă monoparentală, cum s-ar spune, adică e o mamă într-un grup monoparental. Curaj și decență. Să mergem în viață. Da. Încurajați-vă să fiți mame, nu funcționare ale copiilor voștri.